Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Gemene, etalare pentru octombrie 2021. Am amestecat cărți, le-am cerut un sfat, un sfat, că ține de un aspect al vieții voastre în octombrie, această carte, că este doar un sfat, variază, evident. Ați primit abundență infinită. Și un mesaj, că sunteți cu totul susținuți, dacă vă devotați, da? Dacă vă implicați și voi cu totul în scopul vieții voastre, scopul divin. Pentru asta, unii poate că trebuie să investigați, să citiți în cărți, să aflați care e scopul. Unii aveți o familie, aveți niște copii, dar dragii mei, vă spun, pentru că și eu am citit, scopul vieții noastre nu este doar familia și copiii. Scopul divin poate să fie mult mai mare și mult mai, cum să spun, diferit de ceea ce aleg simpli oameni să manifeste în viață. Da? Nu că familia nu este un lucru bun, copiii nu ar fi, într-adevăr, dar mesajul este pentru cine trebuie să asculte. Poate că unii dintre voi sunteți între. Aveți o familie sau unul dintre voi aveți o familie, aveți o viață simplă de om, normal, familie, copii, și celălalt personaj despre care vorbesc în această etalare și mai ales în acest moment, are o plăcere deosebită să citească cărți. Și și-a descoperit sau urmează să-și descopere acest scop divin al vieții sale. Și în momentul în care îl descoperă și îl manifestă, începe să manifeste această abundență infinită. Și abundența nu înseamnă doar, am mai spus, bani în bancă, cum cei care au familie și copii își închipuie adesea. Abundența înseamnă mult mai mult. Lucruri despre care am mai discutat, pe care voi, ca și personaje istețe, da, gemenuți, ce oți fi voi ascendenți lunatici în gemeni sau chiar solari, ar trebui să înțelegeți, chiar fără explicație, sau să meditați la acest subiect. În timp ce am amestecat, a vrut să se arate asul de băte, un nou început. Un nou început. Justiția. Poate o nouă pasiune, apropo de ce am zis, în contextul în care unul dintre voi are un contract sau e căsătorit. Posibil să fie și o distanță între voi doi, da? Și nevoia de a trece peste această distanță ca să manifestați această pasiune într-un mod practic. Pentru unii dintre voi. Dorința clară este de a comunica și de a vă materializa comunicarea și eventual pasiunea, ideile, ce se naște între voi sau în viața voastră. Poate nu e niciun, poate în acest context pentru unii nici nu are loc, nici nu ține de nu știu ce, probabil merg cu retrograd, găsesc mai greu cuvintele. Mesajul nu are legătură pentru cei care sunt în cuplu sau au vreo pasiune în afara cuplului, da? Acest as de bâte poate să reprezinte o idee, apropo dacă citiți. Ideea că, de fapt, voi aveți o altă misiune mult mai mare în lume, da? Și pentru asta trebuie să vă eliberați de karmă. Și pentru asta, pentru această misiune, ce frumos vine mesajul, mulțumesc, da? A meritat bâlbâiala, nu? Pentru această misiune, trebuie să studiască. De fapt, asta face valetul de bâte. Are o mână cu arte, o carte, un telefon, investighează. Bine, nu-i valetul de spade, acela e mai mult pe internet, are alt stil de a investiga, dar aici chiar, în general, valetul de bâte este un studios, da? Ia cartea, subliniază, își face schițe, analizează, meditează, altfel decât valetul de spade. Oricum, dorința de comunicare este în orice context, dorința de studiu iar este. Și dacă este o diferență între voi, se dorește, eu simt apropierea. Pentru că apare acest as de bâte, o trezire, o idee. Abundența infinită poate fi reprezentată și de lumea, da? Pentru că abundența, într-un fel sau altul, reprezintă o împlinire și lumea asta reprezintă o împlinire. Doamne ajută! La capătul setului de cărți aveți iar familia, soția, familia, contractul, iar
niște discuții, dorința de a construi ceva și un personaj, pentru unii știm că există un personaj, semn de apă, dar nu obligatoriu, dar pentru unii există un personaj care a fost în afara cuplului din care faceți parte, cu care ați comunicat de la suflet la suflet, dragii mei, dar acest personaj a venit, ia uitați cum arată cărțile, triunghi, da? Un triunghi, o situație triunghiulară, da? Dar am mai zis eu, triunghiul este o formă geometrică divină, vă învață niște lucruri. Probabil că unii dintre voi ați blocat acest personaj o perioadă. Rămâne de văzut dacă va rămâne blocat acest personaj, pentru că se pare că veți avea totuși o trezire, o înțelegere a unor lucruri. Acum, după cum arată, dragii mei, regele de cupe, 9 de cupe, 3 de monede, sunt cărți foarte optimiste, 8 de bute, iar foarte optimiste. Chiar dacă există într-adevăr un triunghi pentru unii puteți să-mi certificați chestia asta, chiar știu. Personajul acesta care vine cu o influență benefică. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Pentru că știu, într-adevăr, sunt și gemeni care au avut de-a face cu un semn de apă negativ, dar în acest context, cărțile îmi arată un semn de apă cu o vibrație înaltă. Sau un personaj care va atinge sufletul și într-un mod frumos, benefic. Eventual, după această tăcere, unii dintre voi vreți să construiți, ați studiat sau studiați în continuare cum să construiți o legătură spirituală și pământeană stabilă. Dar eu merg totuși pe prima variantă, am dat-o și pe a doua, ori mai fi și încă vreo 3-4, fiecare le vede cum le vede, cum este ghidat. Eu așa am fost ghidat să transmit acest mesaj deocamdată. Dar repet, există o influență benefică din partea cuiva și chiar dacă nu-i semn de apă, poate este cineva care va atinge, are planete în semne de apă, dar are altă zodie. Și se creează niște aspecte, trigoane, conjuncții, sextile frumoase între voi. E un personaj care vă influențează în bine. Vă atinge sufletul și vă face să vibrați altfel, să înțelegeți că scopul vieții ține și de alte lucruri. Mai ales spiritualitate, emotivitate, sensibilitate, romantism, da? Tipic cupelor. Mai amestec o dată cărțile, o dată, de două ori, de trei ori, gemeni. Ia uite, asul de spade. Am vrut să se arate, da? Asul de spade. Nevoia de a studia. Poate că vorbiți? Da, a venit normal, n-a venit într-o poziție. Cum să las eu cărțile? Ca să avem loc. O să pun așa cărțile. Gemeni. Ia uite, 10 de cupe, un ideal. Sau euforie. 6 de monede central. Da. Știți că trebuie să vă împărțiți și resursele și timpul între cel puțin două situații. 8 de bâte. Comunicarea la distanță cu cineva. Călătoria. La capăt, tot zic în ultima vreme capăt, la baza acestei cruci este regina de bâte. O persoană, vedem, ar putea să fie o persoană creativă, pasională, seducătoare, dar ar putea foarte bine să fie și o persoană geloasă, că regina de bâte poate să fie foarte geloasă. Care? Da, vedem. Valetul de cupe. În ultima vreme, o comunicare iar emoțională de la suflet la suflet sau, iar, o să clarificăm, dar până atunci, cineva vine cu un stil delicat de a comunica. Și poate vă face bine, cum am zis mai devreme, acel stil delicat. Poate într-un anumit context auziți niște scuze sau niște explicații sau așteptați niște scuze, poate este iar un copil, sunt multe variante, dar o să clarificăm, să vedem pendelete ce ar putea să reprezinte justiția în viitor.
Contracte, iar balanța avem de două ori. Contractele astea ne țin pe loc. Karma ne ține pe loc. În prezent aveți regina de monede, soția, dorința de echilibru, de stabilitate. În acest context, cu soția în prezent, cu șase de monede și cu regina de băte, poate să fie o pasiune pentru cineva, că tot am văzut asul de băte. Pasiunea aceasta care se manifestă prin comunicare, chiar dacă și comunicarea aceasta este importantă pentru că țineți legătura cu un personaj care vă inspiră, chiar și de la distanță. Posibil să fie o distanță între voi doi și să fie dorința de a călători. Aici e provocarea. Cât vă implicați, voi sau ei, dar vorbim totuși despre voi. Repet, o să clarific. Sunt scurte mesaje. Sfatul, temperanța. Ca să puteți manifesta această abundență infinită, trebuie să lucrați cu voi, să vă găsiți scopul divin al vieții voastre, ce am zis mai devreme, să creșteți spiritual, să vă echilibrați. E cineva cu acest vale de cupe care vă echilibrează sau vă hrănește emoțional. Poate voi le echilibrați și puteți crește împreună. Evident, depinde fiecare cât a lucrat. Doamnele, în general, femeile întotdeauna, de-a lungul istoriei, au fost mai deschise către spiritualitate și în zona aceasta, astrologie tarot, după cum vedeți, sunt mai mult doamne care ascultă, nu zic că nu ar fi și domni, dar probabil că doamnele au această capacitate de a hrăni, de a echilibra emoțional. Un mesaj pentru unii, nu pentru toată lumea. Exterior, aveți acest nebun, dar nu e nebun, dragii mei, este cineva doritor să săriște, să vină înspre voi, iar nevoia de a călători. Are credință că ceva se poate întâmpla, ar putea să fie între voi doi, ar putea să fie același personaj. Dar totuși sfatul este să vă temperați, să vă echilibrați unul pe celălalt, să nu riscați musai, pentru că mai sunt niște lucruri de rezolvat, eventual. Poate să fie un divorț de rezolvat, pentru că aici apar trei persoane, da? Și ca să nu se dezechilibreze situația, trebuie să mai așteptați, să mai vindecați, să mai rezolvați în plan uman niște chestiuni care țin de legalitate, de, da? Contracte, ca să vă puteți întâlni pe un teren comun și curat, fără dezechilibre. De ce vă este teamă de marele preot? Eventual că sunteți judecați de divinitate, de tradiții vă este teamă. Dar, dragii mei, dacă vă curățați energetic și creșteți spiritual, o să-l înțelegeți pe marele preot altfel, o să înțelegeți tradiția și legile divine altfel. Da? Nu din perspectiva unui simplu om care cumva e frică că a păcătuit, că și-a permis să iubească, dă un sfat. Poate deranjează pe unii, dar dragostea e dragoste, nu e un păcat, nu e un păcat. În fine, vă este teamă că vă judecă lumea pe unii dintre voi, clar. Poate vă este teamă de cineva cu marcaj în zodia taurului, iar poate să fie foarte tradițional, foarte strict. Aveți Capricornul și Taurul în prezent și în poziția fricilor. Și Taur poate să fie tot central, da? Acum, variază mesajul. Ce vă doriți? Ia uite, să comunicați, să studiați. Poate să vă întâlniți cu cineva? Pentru că valetul de monede pentru mine reprezintă și invitația la o întâlnire în care stați de vorbă, materializați. Ia, valetul, da? O altfel de comunicare. Ce reușiți să faceți? 10 de băte. 10 de băte e absolut epuizant, dar faptul că a apărut înseamnă că vă apropiați de un punct în care veți lăsa totul baltă ca să puteți să vă găsiți misiunea aceea divină. Aici este slujbașul, omul comun care are familie, copii, muncește, are responsabilități, dar nu mai vede. Nu mai vede pe Dumnezeu. Din acest motiv, interesant, e cu capul în jos, vedeți? Acest motiv apare și marele preot pentru unii. Pentru unii dintre voi care nu ați lucrat, de-aia aveți sfatul, lucrați, creșteți spiritual, este cineva în preajma voastră care vă ajută, din punct de vedere, e un ajutor, din punct de vedere spiritual.
Mod special. Chiar și acest nebun are credință, pare nebun. Dragii mei, cei care au credință, de multe ori par niște nebuni în fața celor care n-au credință, da? Ia uite cum se duce înainte, da? Se duce pentru că are soare în spate. Ia uite cum își dă demisia, se duce, își dă demisia pentru, am dat așa un exemplu, pentru că are credință că va fi, că își va găsi un job, că își va găsi echilibru într-o formă sau alta. În acest motiv, dacă ați muncit până v-ați epuizat unii dintre voi, la job sau într-un cuplu, pentru mine acesta este cuplu epuizant, da? Cu justiția posibil să renunțați la un contract, iar că e job, că e cuplu, voi știți. Și odată renunțând la acele responsabilități sau ce or fi ele care vă apasă și vă consumă energetic, vă faceți timp, dragii mei, să studiați, cum am zis mai devreme, să studiați chestiuni care țin de scopul vieții voastre, scopul divin. Există un profesor în viața voastră de care vă e teamă, vă și atrage cu temperanța, dar vă este și teamă. Poate că nu înțelegeți. Tocmai unii care sunteți mai științifici ca și educație. Dar, în general, cine ascultă tarotul nu e noi. Cine ascultă tarotul, eventual vorbesc despre cineva din viața voastră care are tendința să fie ateu sau, da? O să clarificăm, să vedem ce înseamnă exact. Ia uite, 9 de monede. Vă doriți independența unii dintre voi? Dacă sunteți între un cuplu epuizant și un personaj liber, liber, care crește noi, un personaj care crește spiritual, am zis, care vă echilibrează, dar vă este și teamă, din niște puncte de vedere, poate să fie și acest personaj, da? Zero. Da? Există o dezamăgire între voi. Există, într-adevăr, și dezamăgirea este din cauza că vă iubiți. Ia uite. Dar dragostea aceasta, cum să explic? Voi știți, da? Dragostea asta ne și vindecă, ne și face să suferim, pentru că ne atinge niște puncte sensibile care trebuie să rezolvate și vindecate. Înțelegeți voi, da? Ia uite ce frumos vine! Clar, o să începeți. Am văzut asul de bâte, apare și asul de cupe și 10 de cupe. O să începeți ceva în curând. Chiar dacă aveți invidioși, ia uite, sunt niște invidioși. Oho! Oho! Iar personajul care posibil este gelos cu 4 de monede și 5 de spade și regele de bâte, posibil în viața lor, a voastră, există un personaj gelos. Puf, puf, puf. Hai să las doar două, le-ați văzut, da? În principiu că poate mai am nevoie la clarificări. Vedem la capătul setului de cărți ce am văzut mai devreme. Cavalerul de monede. Vreți să mergeți, să construiți încet și sigur, să construiți încet și sigur ceva. Ați ales eventual. Ia uite, ați blocat pe cineva și am senzația că sau altcineva v-a blocat. E o bucurie aici, eu nu pot să explic altfel decât că e o bucurie obsedantă cu 9 de spade, cu 8 de spade, regele de cupe, 3 de monede care iar e într-o biserică și 9 de cupe, 9 și cu 1, 10, 10 pe care l-am văzut mai devreme. Cineva vă oferă această șansă și nu zic musai semn de apă, dar posibil să aibă marcaj puternic. Poate unii dintre voi gemeni aveți, sau ce-ți fi aici, ascendenți, așa, sau venusieni, aveți planete în rac, în pești, ceva, nodul nord, în semne de apă și cineva vine și vă susține în această direcție. A fost un blocaj, poate încă mai este, într-o formă sau alta, dar acesta este ca să decideți. Și se pare că veți hotărâ să construiți ceva. Dacă aș putea să vă susțin pe toți să mergeți către dragoste, ce frumos ar fi. Dacă aș putea. Hai să vedem ce cărți apar. Sau cum se schimbă mesajul la clarificări. Evident că mesajul se poate schimba, dar asta nu înseamnă că nu-l păstrăm pe primul.
Da? Pentru că întotdeauna cărțile, cel puțin pentru mine, au mai multe mesaje. Și nu doar pentru mine, sunt convinsă. Clarificăm, te rog frumos, 6 de monede. Uf, iute! 2 de bâte. Aici este. Trebuie să alegeți. Am văzut 2 de spade, acum 2 de bâte, să vă faceți planuri. Mai dăm o carte. Dar cred că deja ați ales. Cartea văd că a venit invers. Interesant, acum am observat. Cartea a venit invers. Cred că ați ales. În sufletul vostru. Acum, în cât timp se va manifesta alegerea, iar variază de la om la om. Dar în sufletul vostru, cartea a venit invers, ați ales deja direcția. Mai dăm o carte totuși pentru central. O dată. Pe două. Ce o să mai zic? 8 de cupe. La capătul setului de cărți, justiția. Vreți să vă eliberați de ce vă apasă? Nu? De cupele goale, de 10 de bâte. Pe de o parte, 10 de bâte este și o energie, o atracție teribilă între voi și un personaj care este liber. Și vă arată, de fapt, o altă direcție. Creștere spirituală, pentru că e nouă. Nu poți să limitezi cartea doar la zodia fecioare, clar. Chiar dacă ați vrea să visați la așa ceva. Deci 9 de bâte pentru mine nu înseamnă doar zodia fecioare sau zodia taurului. Nu. Pentru mine, 9 de bâte e un personaj independent, în general, sau chiar dacă nu e independent, își păstrează personalitatea în cuplu, e un personaj care inspiră, e un personaj care crește spiritual și îl pot asemui foarte bine cu temperanța, cu marele preot, într-o formă sau alta. Acum, vreți să vă eliberați de cupele goale, de relațiile care nu v-au satisfăcut și să mergeți în direcții sau înspre oameni care vă echilibrează, care vă ajută, care se implică în cuplu, eventual. Dacă ați avut oameni care nu s-au implicat, mai dăm tot. Uite, justiția, am zis că este justiția. Nevoia de echilibru. Da, e frumos că apare justiția, pentru că noi vorbim de octombrie, de perioada balanței. Și într-un fel sau altul, vibrația balanței. De ce vreți să vă eliberați? 8 de cupe sau de ce v-ați eliberat odată? 8 de cupe. Sunt multe. Sunt prea multe. De cineva? Foarte dominator. Împăratul am văzut. De 2 ori. De 3 ori. Regele de regele de cupe. Interesant. Da. Unii dintre voi. Pentru unii. Este un rege de cupe, un personaj sensibil care vă creează multe emoții. Posibil unii dintre voi ați încercat să vă eliberați de acest personaj. Nu neapărat că cu 8 de cupe, nu că n-ați fi simțit. Știu pe cineva care a simțit emoții foarte frumoase lângă acest rege de cupe. Dar probabil că aici se pune problema tradițiilor și a contractului, clar. 8 de bâte. 10 de cupe. Aici este o fericire care vă consumă. Poate să fie. Da, e o fericire care vă consumă. E. Așa am simțit nevoia să zic. La care visați încă. La personajul acesta încă visați. E o distanță între voi. Probabil că 8 de cupe acesta poate să fie o distanțare emoțională din cauza unor probleme care încă sunt nerezolvate. Ca să vă puteți concentra pe problemele legale, pe echilibrarea vieții voastre, ați ales poate că nu este pentru un termen îndelungat acest 8 de cupe, o perioadă să vă detașați emoțional cât puteți, evident, cât puteți, pentru că aveți 10 de cupe totuși.
Vă străduiți să vă detașați emoțional de acest rege de cupe, în sensul că e un personaj care vă face să simțiți dragoste. Și pentru că mai aveți niște chestiuni legale, tradiționale de rezolvat, contractuale de rezolvat în viața voastră, încercați, repet, că așa îmi vine mesajul, în mod repetitiv, încercați să vă detașați. Dar nu reușiți în totalitate. Aici este provocare, voi încercați. Dar există această stare de euforie, de bucurie, care vă îndeamnă la comunicare, chiar dacă e distanță. Chiar dacă aveți lucruri de rezolvat, vă îndeamnă la creștere, cu 8 de bâte pentru mine, săgetătorul care caută să meargă în sus, este căutarea divinității, așa simt. Clarificăm, ia uite și visați, am zis visați. E obsesie cu Lilith. Asta pentru că aveți niște răni în spate, niște probleme. Și personajul acesta vă îndeamnă la visare. Unii dintre voi... Da. Ați descoperit dragostea prin acest personaj, dar e provocată. Clarificăm regina de bâte în trecut. O dată. De două. Uf! Wow, cum au venit cărțile. Câte sunt aici? E personajul de acasă. Ați lucrat acasă. E un personaj acasă, 10 de monede, la casa voastră sau la casa lor, da? E un personaj, 10 de monede. Este într-o relație în care, eventual, unul dintre voi ați obosit să lucrați pentru abundența aceasta pământeană și asta pentru că în cuplu sunt niște probleme, 5 de monede. 5 de monede. Repet, poate cineva, că la un moment dat am văzut și împăratul, poate în cuplul vostru, iau-te și trei de spade, în cuplul vostru sau în cuplul lor, în casa voastră sau în casa lor, care casă poate să fie și familia din care vin, da? Mama, tata, surorile. Deci în viața unuia dintre voi există acest personaj dominator, pentru că apare 5 de monede, da? Și 7 de monede. Dominator. Și care încearcă să controleze eventual banii. Și ceea ce se realizează acasă. Așa simt. Da? Trei de spade. Trei de spade, regele de spade, da? Clarificăm valetul de cupe. Mamă, și ce... ce presiune am! Da, am o presiune pe suflet în momentul în care comunic despre acest trecut al cuiva, al vostru sau al lor, un trecut îndepărtat, poate și prezent, dar un prezent care se manifestă de mult timp. Înțelegeți, da? Valetul de cupe. De trei ori. Trei de monede. Ce am văzut mai devreme? Trei de monede, da? Am văzut regele de cupe, trei de monede și ce mai fi fost? Da. Da, e a treia persoană în context. Dar se crește. Se crește. Triunghiul la mine e echilateral, da? Se crește. Sau se dorește creșterea, măcar spirituală. Profesional, artistică. Pentru cine are de-a face cu partea. Într-o formă sau alta. Mai ales că valetul de cupe reprezintă și comunicare, o comunicare emoțională, poate să fie chiar poetică, romantică, da? În fine. Șase de monede. Nu de monede, de băte. E un personaj care apare, care vă inspiră după o perioadă de doliu și de probleme, de sănătate. Și repet, dragii mei, când vorbesc despre personaje, valeți, regine, eu personal nu mai vreau să dau zodii, pentru că știu că zodiile se manifestă altfel. Da?
Și voi ca gemeni puteți să fiți uneori romantici, alteori analitici, variază de la hartă la hartă. Dar, clar, apare o comunicare sensibilă cu cineva, eventual ori la locul de muncă al unuia, al altuia, se dorește, se poate manifesta creșterea și mai ales creșterea spirituală, e un 3. Și valetul iar ține de comunicare de Mercur, da? Un personaj care inspiră, 6 de bâte, da? Și vă ajută să ieșiți în această lume. Poate faceți voi asta pentru cineva, da? Variază. Poate voi ajutați pe cineva să iasă dintr-o lume, dintr-o perioadă dureroasă. 4 de spade și, ia uite, doliul. Clarificăm regina de monede în prezent. Ia ce mai... 9 de cupe. Interesant, dar 9 de cupe a venit invers. 9 de cupe. Este o tristețe. Dacă încercați să... Pe de o parte, am zis, că o fi mamă, că o fi... Nu știu, așa simt. Ia uite, e o luptă aici. Acasă e o luptă. În mediul familial e o luptă. Da, uite, am zis bine, 4 de bâte. Acasă e o luptă de pentru putere. Iar cu un semn de foc, am zis, da? Sau neapărat de foc. Cu un personaj care... E pătimaș, nu-i pasional, este pătimaș. Manifestă focul într-un mod negativ. Acum, pe de altă parte, dacă încercați să vă concentrați pe, eu știu, pe bani, pe echilibru financiar, cum a zis mai devreme, să vă detașați până vă rezolvați problemele, detașarea aceasta de acest personaj sensibil care vă hrănește emoțional, nu contează zodia, faptul că vă detașați, 9 merge către 8, da, e invers. Așa este în poziția normală. Vă întristează. Știți că ei vă aduc fericire. Ei vă aduc bucurie. Ați prefera... Clarificăm temperanța ca și sfat. Ia uite, asta vrea să iasă? Invocare. Ia uite ce frumos. Invocați, chemați emoțiile care vă hrănesc. Chemați oamenii care au emoții curate, frumoase, inspirante. Intrați în cercul vostru magic, mai ales la lună nouă. Și chemați această vindecare, pentru că apa vindecă, curăță, da? Și aici, la fel, aceeași curățare se întâmplă. Iar dacă e o distanță între voi și acel personaj, și nu contează zodia, care vă hrănește emoțional, spiritual, e o comunicare telepatică, emoțională. Pe de altă parte, invocați îngerii. Aici este Arhanghelul Mihail, da? Invocați îngerii, voștri protectori, ca să puteți să creșteți, să aveți răbdare, să puteți manifesta acest echilibru emoțional, această întâlnire cu sufletul vostru pereche mai devreme sau mai târziu, când va fi timpul, da? Cu alte cuvinte, cu invocarea și cu temperanța, rugați-vă, meditați. Uite, 7 de cupe, visați, măi. Visați, da, visați, why not? Da, trebuie să alegeți 2 de monede între visare și 3 de cupe, întâlnirea cu sufletul pereche. Până vă întâlniți, deocamdată visați. Am așa o stare la nivelul chakrei a patra. Nu știu, în acest moment e o stare așa de duioșie, aș vrea să-mi confirmați. Clarificăm totuși invocarea, mai dăm o carte, invocarea și temperanța odată. Ia, e justiția, dar e justiția e invers. Aici este problema. Aici este problema, de 3 ori apare, ba chiar am văzut încă o dată, justiția.
În viața voastră sau a lor e o situație nedreaptă, dezechilibrată. Da? Dezechilibrată. Nu întâmplător apar oameni care ne vindecă și ne cresc spiritual, da? Și chiar dacă n-ar fi un om, să zic, în viața unora, că poate încă sunteți singuri, încercați să adaptați mesajul și la voi. Dacă sunteți singuri, încercați să vă vindecați ca să puteți să atrageți sufletul pereche în viitor. Da. E o situație nedreaptă, clar. Poate unii vă gândiți la un divorț, voi sau ei. Și până atunci, ia uite, emoții. Emoțiile astea despre care am vorbit mai devreme, ați încercat să fugiți de emoții, dar nu se poate. Poate ei, evident, dar tot așa, nu se poate. Clarificăm eu. Nebunul. Odată. De două. Uf. Ia uite ce repede a venit. Ia uite puterea. Dar e puterea invers. Adică pe orizontal. Patru de pute. Mai dăm o carte. Cineva acasă își dorește totuși să renunțe? Mai dăm o carte pentru această putere. O dată. De două ori. De trei ori. Tot emoții. 6 de spade. Asul de spade. Asul de spade, 6 de spade, magician. Și totuși nu sunteți voi. Voi știți cine e acest personaj, dar eu așa simt să vă transmit. Dacă voi ați încercat să vă detașați emoțional, ei au încercat și ei să se detașeze, 6 de spade, da? De voi, asul de spade sau de începutul sau de ce s-ar putea manifesta cu voi și magicianul. Magicianul știți că reprezintă Mercur, da? Mercur, care este reprezentantul gemenilor, printre altele, da? Asta tocmai din cauza că iar este o distanță, că se impune așteptarea uneori. Unul e singur, 9 de monede și celălalt probabil că nu e singur sau, în fine, să dorește. Unul încearcă să nu mai simtă și celălalt încearcă să nu se mai gândească. Exact invers, da? Există oarecum o oglindire a tendințelor unuia și celuilalt. Dar tocmai pentru că are emoții foarte multe, acest personaj a riscat, deci nu mai poate să lupte. A încercat să se detașeze mental, să plece de lângă voi, eventual. Dar cu puterea în poziția aceasta, simt că din cauza emoțiilor, acest personaj ar fi în stare să riște o relație cu voi, să o ia de la zero. Pentru că emoțiile sunt copleșitoare. Și puterea începe să se clatine. Adică, în ce sens? Lupta lor cu emoțiile și cu gândurile. Ar vrea să începești ceva. Acum că se va manifesta cu voi sau cu altcineva, repet, este o lume emoțională. Care vă consumă și pe unul și pe celălalt. Clarificăm Marele Preot, poziția fricilor odată, de două ori, de trei ori. Ups, iată asta. Temperanța invers, vedeți?
A venit temperanța, exact sfatul, să aveți răbdare, da? Să creșteți spiritual. Și ce? Regina de spade, dar invers, a venit și ea. Aici este. Teama. Aici o teamă a voastră. Că nu veți avea, că nu aveți răbdare sau că. O teamă. Dacă nu comunicați, apare acest dezechilibru, lipsa de încredere. De ce mă faceți, mă, să sufăr pentru voi? 8 de bute, iar distanța asta despre care am zis mai devreme. De ce mă face să sufăr pentru voi? Arată-mi, te rog frumos, să clarificăm valetul de monede. O dată. De două ori. De trei ori. Nu vedeți cum oftez? Ia uite. Vulnerabilitate. Vreți să comunicați deschiși, să fiți vulnerabili, ori așteptați, deși nu e vorba de așteptare, vă doriți să comunicați cu acel om, individ, femeie, bărbat, ce-o fi, care vede prin voi, interesant, care vede prin voi, vă vede sensibilitatea, chiar dacă sunteți semne de aer, chiar dacă sunteți într-o căsătorie, chiar dacă sunteți în contracte, da? Chiar dacă încercați să fugiți, da? Aveți un personaj care vede prin voi, care poate să fie deschis cu voi și vă vede altfel. Vedeți? Cartea, așa am simțit nevoia să o citesc. Vede prin voi. Dacă în fața altora sunteți albi, reci, da? În fața lor, da? În fața lor sunteți foc, pasiune. Evident că același lucru puteți pot să spun și despre cum îi vedeți voi pe ei, da? Vedeți unul prin celălalt și vă doriți acest personaj. Iau de șase de bâte. Vreți să aveți victorie, să concepeți această relație, chiar dacă există un mare preot, chiar dacă există niște tradiții care stau acolo în spate și vă influențează. Aici e scopul divin al vieții noastre, da? Mai dăm o carte. O dată. De două ori. Poziția dorinților. De trei ori. Prințesa de spade. Da? Prințesa de spade. Iar dorința de a comunica, deschis, de a materializa ceva. Pentru că e suferință. Vocea interioară vă spune ce vă spune. Că această energie vă echilibrează, da? Tai Chiul, da? Vocea interioară și cinci de cupe. Dacă nu vă ascultați vocea interioară, intrați în suferință. Băi, și îmi transmite și mie, măi, dragii mei. Haideți, fiți mai bucuroși, manifestați ceva frumos, să pot să fiu și eu, să mă bucur și eu de viața voastră, de ce te vă transmit. Clarifică în justiția. De două ori, de trei ori. Ia uite, împăratul. Aici este. Am zis că am mai văzut la un dat împăratul. Este un personaj foarte strict în viața voastră, care își impune niște. Evident că iar își impune niște reguli. Încearcă să vă controleze. Dacă nu este un personaj, este sistemul. Este sistemul pentru cine are urechi de auzit, care vă va influența. Restricțiile viitoare vă vor influența relația. Pentru cine are urechi de auzit, restricțiile viitoare vă vor afecta relația. Dar hai să vedem cum. Că totuși se dorește victoria. Ia uite. Mai dăm o carte pentru acest împărat. Odată. De două. De trei ori. Pentru mine, împăratul și justiția și un personaj căsătorit toată ziua, bună ziua. Ia uite, foc. Foc, am zis eu în spate, dați în urmă, există un personaj. Care vă controlează. Vă urmărește eventual. De care încerca să vă detașați, regele de spade și șase de spade.
Clarificăm 10 de cupe ca și de... Oh, ce frumos ar fi. Am zis de cupe. Înseamnă că aceste cupe vă consumă mai mult decât toate câte, știți? Dragostea unor consumă mai mult decât viața aceasta comună și suferindă pe care n-am obișnuit să o ducem în cărcă. Clarificăm 10 de cupe, te rog. O dată. Pentru gemeni. Soare, lună, Venus, ascendent, ordine, Neptun, gemeni. De 2 ori. Și de 3 ori. Valetul, iar al treilea valet, mă, nu, al patrulea, valetul de foc. Aici este nevoia de a comunica. Pasiunea pentru cineva. La capătul setului de cărți aveți 10 de spade. Apă, integrare. Vis, apă, integrare, emoții. Integrați emoțiile în viața voastră, că altfel. Dar integrarea aceasta se face cu suferință și cu eliberarea de suferință, că e 10 de spade. Dar cred că vă eliberați totuși, pentru că apare 10 de spade invers. Cred că o să vă eliberați de ceea ce vă consumă și vă impune. Mai dăm o carte pentru 9 de monede. De 2 ori. De 3 ori. Ah, ce frumos, măi, ce frumos, îndrăgostiții. 9 de monede. Vreți să vă eliberați? Repet, eu așa văd cărțile, cine vă le vede altfel să-i fie de bine. De ceea ce vă apasă și vă rog să vă eliberați, că mă apasă și pe mine, da? Comunicați ceea ce simțiți. Simțiți focul ăsta, simțiți că alții vă obosesc, că alții vă... Da? Dragoste între voi și acest personaj. Și haideți să vă zic de fapt ce scrie aici, pentru că unii nici nu știți, că n-ați intrat pe Facebook-ul meu ca să știți ce scrie aici. Aici scrie așa. Este în miniatură și de aia nu se vede, dar eu știu ce am scris pe această lucrare, în acest cerc, zice. Sunt niște versuri din Eminescu. Spune așa. O, rămâi la mine, te iubesc atât de mult. Ale tale doruri toate, numai eu știu să le ascult. Da. Asta e. Vă doriți această dragoste pentru că e cineva care vă ascultă, vă înțelege și voi la fel. Da. Și uite așa, dragostea și doare. Of, și ce melodie îmi vine acum în gând? Cum îi spune? O să o pun sub video, să o ascultați. Dragostea și doare, dar ne și înalță. Ne și face să visăm, să creștem spiritual. Da, doare, într-adevăr. Ia uite, s-a oprit la Tai Chi. Energia asta, echilibrul acesta între emoție și pasiune pe care... Și vedeți că e un yin și yang, da? Voi, în relație cu acest personaj, vă echilibrați. Dar trece și voi prin multe provocări, ca... Sufletele perechi, ca flăcările gemene, ca astea-s vremurile. Da. Aici. Asul de monede se dorește, ia uite, începutul. Să începeți în pofida greutăților, să lăsați greutățile, blocajele. Mai, e frumos, e frumos. Uite așa, stau și oftez în etalele voastre. Cât a trecut? Au 48 de minute, vă pup. Vă doresc dragoste, dragoste, pace, creștere spirituală și alegeri din suflet. Numai bine, pa, pa!